Salutare! În acest clip vreau să fac ceva mai diferit. Mai exact, vreau să compar două telefoane mid-range cu un telefon de top de acum ceva ani. Comparația o să fie în special la performanță, dar o să fac și niște poze cu ele pentru a compara și camerele. Pozele am să le fac chiar acum, dar utilizarea camerei, din păcate, am uitat să o includ în testul de baterie, cum ar veni. Pentru că da, vreau să vedem și cât de mult se descarcă aceste telefoane. Bun, și să ne facem niște selfie-uri. Este foarte nașpa pe Poco X3 NFC comparat cu Realme 7 Pro. O poză cu camera principală, o să fac o poză la mouse și asta o să fie comparația de camere. Din păcate doar atât. Și fac doar cu camera principală pentru că Nokia 8 nu are cameră ultra-wide. Așa, la o primă vedere, pe ecranele telefoanelor, evident, Nokia 8 este ceva mai slab, fiind un telefon mai vechi, iar Realme 7 Pro și Poco X3 NFC sunt cam tot acolo, după cum am zis și în review-ul acestuia, în unboxing-ul lui Poco X3 NFC. Acum că am terminat cu partea de camere, să trecem la testul de performanță. Prima dată vreau să vă arăt că ne-am pus pe toate la jumătatea luminozității. Activăm totuși și locația pentru că o să avem nevoie. Bun, după cum puteți vedea, 100% procentajele. Și prima dată să închidem aplicațiile din fundal. Și să începem cu un Geekbench. Poco X3 a intrat mai repede, bine, acum nu cred că am apăsat niciodată. În fine. N-am apăsat chiar deodată, dar trecem peste acum. Până acum Poco X3 este înainte, de egalitate. 99%. 98% pe Nokia 8 deja, pe celelalte avem încă 100%. 97% pe Nokia 8 deja, surprinzător. Pe celelalte încă avem 100%. E 100% versus 99% versus 97%. Foarte, foarte interesant. Mi se pare cam mic scorul ce l-a scos Nokia 8, sincer. Dar după cum putem vedea, în multicore sunt cam tot acolo. Și o să vedeți de ce spun că mi se pare cam mic scorul. Deci avem 97%, 99% și 100%. Continuăm cu un 3D Mark. S-au deschis cam la fel, aici nu văd nicio diferență. Da, nu i-a pornit din nou deodată, dar până la urmă nu asta e cea mai importantă chestie. Nokia 8 se mișcă mult mai bine, asta e clar. Și exact cum mă așteptam, Nokia 8 clar este un câștigător, după care Poco X3 NFC și Realme 7 Pro sunt cam la același nivel, practic o diferență infimă, comparativ cu diferența dintre Nokia 8 și celelalte două. Procentul bateriei 94-98, surprinzător 100% pe Realme. Ce se întâmplă, doctore? Să mă închid așa? Da, măi, 100%. Am mai intrat odată, nu trebuia să intri aici așa, nu știu de ce, pentru că am mai intrat odată. Dăm pe skip, clar Poco X3 NFC a intrat mai repede oricum. După cum ziceam, Nokia 8 se vede că are procesor flagship, pe cealaltă două mă joc pe smooth și ultra FPS, cu toate că merge și pe balansat și ultra FPS, da, mă joc așa. Surprinzător, avem 100% încă, 92 și 97. Păi ești nebun, mă, 100%. Mie ce drept le-am ținut, l-am încărcat mult înainte, dar na, totuși. No, 7, 84 și 94. Menționez din nou că ăsta e la 120 de Hz pus. Să vedem, fac o împătăție.
Aproape chicken dinner. 79%, 92% și 95% pe Realme 7 Pro. Surprinzător! Nu contează, am intrat pe clipuri diferite, dar nu are importanță. Nu găsești ce băiam aici. Avem niște rezultate foarte interesante, vă reamintesc că pe Poco X3 NFC am rulat ecranul la 120Hz, celelalte două sunt la 60Hz. Nokia 8 are baterie de 3090 mAh, Poco X3 NFC un pic peste 5000 mAh și Realme 7 Pro, vă reamintesc, are bateria de 4500 mAh. Acum niște concluzii. După cum ați văzut și dumneavoastră în Geekbench, Nokia 8 în single core e mult mai slab decât celelalte două, dar în multicore e tot acolo. Totodată în 3D Mark Nokia 8 le spulberă pe celelalte două, treaba asta se vede și în PUBG. La partea de RAM, concluzia este simplă, cei peste 4 GB de RAM chiar nu contează, după cum ziceam și în comentarii. Bine, Realme 7 Pro, așa înainte să văd eu filmarea testului de performanță, a ținut mai multe aplicații în fundal, poate una, două în plus, dar diferența dintre Nokia 8 cu 4 GB RAM și Poco X3 NFC cu 6 GB RAM a fost aproape zero. Nokia 8 a avut unele aplicații închise și altele deschise față de Poco X3 NFC. Dar când am vrut să reintru în PUBG, niciunul dintre aceste trei telefoane nu a ținut jocul în fundal. Așa că, concluzia mea, clar, nu există nicio diferență notabilă între 4, 6 și 8 GB RAM. Numai în cazul în care faci multitasking, să zic, ești de pe Facebook, intri pe YouTube, după aia pe Instagram, pe WhatsApp, pe Snapchat, în notițe, după aia în calendar, habar n-am, faci chestii astea de genul foarte, foarte mult, umbli pe acolo, într-un minut să zic că schimbi 10 aplicații și după aia reiei, nu știu, așa e jobul tău să zic, de așa natură încât trebuie să faci chestia asta. Adică poate la 0,0001% din populație se folosească mai multă memorie RAM, însă pentru muritorii de rând ca și noi, cu siguranță ce este peste 4 GB RAM este absolut inutil, pentru că memoria RAM, dacă nu știți, vă spun eu acum, atâta timp cât are un minim acolo pentru a funcționa cum trebuie sistemul, nu mai are nici o relevanță în performanța sistemului și minimul de memorie RAM pentru Android, din punctul meu de vedere, ar fi 3 GB RAM. Bine, la 3 GB RAM nu prea îți mai ține nimic în spate, dar orice aplicație, dacă ai minim 3 GB RAM, o să funcționeze corect, atâta timp cât ai un procesor puternic. Din nou revenim la procesor, precum a fost și
în discuția despre ecranele telefoanelor. Tot la procesor ne-am întors, pentru că acesta este esențialul dintr-un telefon. Poți să ai tu 16 GB RAM, poți să ai senzor de 200 de megapixeli, poți să ai cel mai mare senzor fizic pentru fotografii, în combinație cu cel mai bun software, dacă ai un procesor foarte slab, cu siguranță nu o să-ți iasă poze bune sau va trebui să aștepți foarte mult să-ți proceseze o poză. Așa că deja m-am repetat de foarte multe ori, dar mă mai repet o dată, procesorul este cel mai important dintr-un telefon, memoria RAM nu afectează cu nimic performanța telefonului, atâta timp cât ai deja un minim de memorie RAM. Mai exact, 3 GB RAM pentru Android, hai să zic 4 GB cât este pe Nokia 8, dacă chiar vrei să fii safe. În rest, de acolo încolo, nu te interesează mai multă memorie RAM. Nu uita să-mi dai un like, un share și o abonare dacă ți-a plăcut acest clip. Până data viitoare, am fost Roman, numai bine!